lecuțe cu întâlnit-o? Cum ați cunoscut-o? Ea, împreună cu Iosif Cioclura, au fost capetele de afiș, ansamblul lui Afilon Lațcu. Nicoleta Voica, Traian Jurchela și Traian Barbu, cumnatul lui Afilon, atunci se lansau. Mariana era ca o divă. Își studia și mișcările scenice. Întotdeauna Doina o cânta sub un spot de lumină care pica pe ea acolo, îi dădea strălucire mai mare. Crea stare. Da, acea interpretare, deci în Doina, nu cu flori multe, cu intervale, da, cu și acele celebre aur ale ei, apăsate, ținea lung pe ele, pe aurele, te durea și pe tine. Asta înseamnă transmiterea emoției prin cântec. A mai urmat-o cineva ca și voce? Nu. A rămas au fost unice, cum unice sunt și Ana Pacatiuș, unică. Stil diferite, Ana Munteanu, voce cu, diferite. Cu broderie în glas de melisme, cu de-asta au și reușit în carieră, pentru că nu s-au copiat unele pe altele.
au fost individualități și personalități unice. Da. Aveți o amintire specială cu Mariana Drăghicescu? Cu Mariana am colucrat, am scris și ei. Era o fire voluntară, adică făcea ce voia ea. Nu. Liberă. Puteam eu da să îi spun, vezi aici nu știu ce. Și m-am umblat printre rânduri. Mie îmi spunea că cenzura la București nu i-a dat voie acolo. Schimba un rând cu alt rând, da. Personalitate puternică. Dar un suflet foarte mare. Nu știu dacă este bine ce spun acum. Eu, copil venit de la sat, scriindu-i și versuri și George Motaia Craiu, chiar mi-a dat brâul lui și zice, pune-i vorbe lui Mariana pe el. Era lume, uite ce mai bine lume, dacă am vin și eu la cine. Și i-a plăcut acolo, nu-mi l-a luat. În schimb, m-a tocat să-i fac cântec de viață nouă. Și am făcut Bucură-te, țară mândră. Da. Voinișite ce cântă, la-la-la-la-la-la. Bucură-ce țară mândră, la-la-la-la-la-la. Că voinișite ce cântă, la-la-la-la-la-la. Numai când ce cânt sorit, la-la-la-la-la-la. Că ni traiu fericit, la-la-la-la-la-la. Astăzi bucurii aș spun, la-la-la-la-la-la. Ce-i cineri ori bătrân, la-la-la-la-la-la. Astăzi bucurii aș spun, la-la-la-la-la-la. Nu guraș gefele stare, la-la-la-la-la-la. Că banatul-i mândră floare, la-la-la-la-la-la. Ce cântă izboarele, la-la-la-la-la-la. Pământul cu roagele, la-la-la-la-la-la. Leagă-nă ce frunză-n vânt, la-la-la-la-la-la. Că și eu cu cine cânt, la-la-la-la-la-la. Că m-a înflorit inima, la-la-la-la-la-la. Ca-n pădure o viorea, la-la-la-la-la-la. De la asta m-am steam, cânta la ureche, revin la copilul ăla prostălău venit de la sat, eu credeam că mă și iubește, mă și vedeam că mă însor cu ea, mă și, da, da. Dar Mariana era deja mare. Urmă s-a mutat în Timișoara. A fost așa o primă iubire, așa platonică a dumneavoastră. Platonică, da. S-a mutat în Timișoara, a intrat în cercurile de lume bună de acolo, din Timișoara, cu prim secretar, cânta. Pentru că asta a fost. Da. La seratele lor cântau divele, nu cântau de-astea mărunți. Până în ultimele clipe am mai colaborat, înainte de a pleca în Canada, am organizat primul spectacol comemorativ a Filon Lascu. Și am vrut să o aduc și pe ea la Reșița. Trebuia cumpărat un bloc de marmură, plătit un sculptor care să sculpteze monumentul lui Filon. Și am chemat-o și pe ea. Și îmi spunea atunci, zice, uite, pui, acum sunt liberă. Dar era în ultima parte a vieții. Îi și bătea puțin vocea pentru că... Era bolnavă deja. Da, era bolnavă, dar și ani trecând. Știați că este foarte robonavă și pe papierii? Știați nu. De boala ei? Nu. N-a spus. Nu spunea la nimeni, nu se văzea. Avea un optimism așa. Și o mândrie. Până și o mândrie. A fost o foarte bună colegă pentru toți, și cei de la Doina Banatului, și cei de ansamblul lui Afilon. Colegă extraordinară. Rupea franzera pe genunchi și o împărțea cu tine. Când noi eram, cum zic eu, bănățene, eram hârțe acolo. Săream așa în sus. Domnule Simionțăicu, dacă astăzi a trăit de ziua ei, ce i-ați spune? Ah, spune,
să nu mai caute dragostea. Ea a căutat o viață întreagă dragostea, dar n-a găsit-o niciodată dragostea adevărată. Să se iubească mai mult pe ea, să-și iubească feciorul, pe Alex, care a fost fotbalist, mai nou mare antrenor de fotbal. Lumea care ne înconjoară este pe moment. Dragostea să-ți fie pentru ai tăi. Eu chiar mi-e sufletul spârtăcat. Nu fac paradă din asta, decât o scurt. Tu generația de aur atunci, Filon, Maria. Filon a fost, dacă vrei, un magician. El a făcut ce-a vrut din noi. Ne-a îndatorat Dumnezeu cu ei. Pe l-a făcut mare dansator, pe aia a făcut o mare cântăreață, pe... și uite așa. Dumnezeu să-i odihnească. Să-i odihnească pe toți și să li se primească omagile noastre zilnice, de pe radio și chiar din gândurile noastre ale bănățării. Trece tot mereu, nu trece iubirea, nu sunt pe